România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Țineți minte că acum câteva zile a fost alături de noi o doamnă din Constanța. Firma de asigurări era datoare cu 4.600 de lei, dar perspectivele de plată erau vagi. Ea ne-a spus că se descurcă greu, mai ales că în casă, pe lângă salariul ei, mai intră doar 800 de lei din partea soțului. Mi-a rămas în minte intervenția de atunci, pentru că e în contrast cu optimismul guvernamental, care ne asaltează de câteva zile încoace. Dar ce zic eu zile? Săptămâni de-a dreptul. Noroc că domnul Câțu și-a revizuit perspectiva de creștere economică de la peste 10% la doar 7%, că altfel riscam să trăim în bunăstare și să nu o vedem. Adevărul este însă cel spus de ascultătoarea noastră din Constanța și resimțit de milioane dintre noi. În România, spectrul sărăciei a venit brusc foarte aproape, iar cei care mai aveau ceva dare de mână, parcă văd că nu se mai trăiește chiar la fel de bine ca în trecut. Pentru că nu poți trăi bine sau decent într-o țară care-i săracă. De fapt, asta este marea pagubă. Sărăcia îi trage pe toți cetățenii în urmă, pentru că ea coboară toate serviciile, calitatea lor, fie că sunt servicii ale statului, fie private. România se confruntă așadar cu cele mai mari scumpiri din ultimii ani. Oficial, rata inflației este de 5%, dar la alimente și alte bunuri aceasta e galopantă. Facturile la curent și gaze s-au mărit măcar cu un sfert în ultimele luni, iar prețul benzinei cu 14%. Asta va duce la noi scumpiri ale alimentelor, cu încă 5%, spun sindicatele din domeniu. Zilele trecute s-a publicat și un eurobarometru, adică ăsta e un fel de sondaj de opinie de-l face Uniunea Europeană sau pe spațiul Uniunii Europene. El arată că un sfert dintre noi, românii, credem că situația la locul nostru de muncă va fi și mai proastă anul viitor. Lucrătorii din România rămân cei mai prost plătiți din Uniunea Europeană, alături de bulgari, desigur. Desigur, 7 români din 10 nu se ajung cu banii de la un salariu la altul. 7 din 10, da? Aflam în redacție zilele acestea cazul unui concetățean care nu mai reușește să plătească toate angaralele, toate facturile pe care le are. S-a hotărât să plece iarna asta, să plece în Islanda, ca să poată să plătească facturile familiei din România. La povestea asta există și niște răspunsuri guvernamentale. Va urma o creștere a salariului minim, nu știm exact cu cât, dar și subvenționarea unor facturi. Există însă o cifră îngrijorătoare între cele comunicate de guvern. 13 milioane de români vor beneficia de ajutorul dat de stat pentru plata curentului. 13 milioane. Asta înseamnă aproape toți oameni buni. România este în situația în care nu-și poate plăti curentul electric. Este șocant după atâția ani de dezvoltare. Așadar, eu astăzi vă chem la 0372069599 să-mi povestiți cum treceți de această perioadă, cum vă organizați și ce speranțe aveți. Cum reușiți să treceți de la un salariu la altul și ce faceți ca să vă țineți echilibrul financiar. V-aș mai întreba ceva, și anume dacă vedeți și ceva semne bune. Căci, nu? Suntem oameni, suntem datori să mergem mai departe. Un capăt de speranță sau o idee poate să existe undeva. 0372069599. România în direct începe astăzi cu Alexandra. Să nu uit să spun, emisiunea este și pe Facebook. Ne găsiți și acolo, eu mă mai uit pe mesaje. Salutare, Alexandra! Bună ziua! Eu cred că mă situez în categoria oamenilor norocoși. Am un salariu puțin peste medie, aproximativ 5.000 de lei, însă la care se scade văzând cu ochii, odată cu toate aceste creșteri, însă și cu un credit de prima casă, cu o bunică cu o pensie insuficientă, 700 de lei, care în București nu se ajunge pentru nimic, da, n-am menționat, sunt din București,
La fel, mama pensionară, o pensie de 800 de lei. Amândouă au nevoie de ajutorul meu. Mâncarea, facturile sunt din ce în ce mai scumpe și mi se pare că totul este la limită în această situație. Așa că eu încerc să scad cât se poate de mult la partea de cheltuieli, dar și să elimin, nu știu, orice plăcere aș vrea, încerc să elimin, să mă acces doar pe ce este mare. Și da, mă simt nesigur financiar. Nu ce am înseamnă că financiar. Că ți tai orice plăcere? Adică la ce ai renunțat? Folosesc un telefon de 4 ani. Nu mi-l schimb, cu toate că colegii văd în jurul meu oameni care dau 3-4 mii pe un telefon sau văd în emisiuni că s-a lansat un nou telefon care la un preț acceptabil de 3 mii de lei. Nu o să dau 3 mii de lei pe un telefon. Mă mențin cu picioarele pe pământ și îmi iau doar când se strică sau când chiar este nevoie. Tu ții singură toată familia pe care ai numit-o? Locuim în case diferite, însă îi ajut pe partea de facturi și cu mâncare, când mă duc în vizită, pentru că nu pot să trăiesc eu bine și ceilalți să ducă lipsă. Asta, da, să aibă lipsuri. Asta e firesc. Și ca perspectivă, unde te situezi? Adică tu crezi că în anul următor ți se va mări salariul sau vei găsi alte metode, vei munci în plus? Din păcate, nu. În anul următor nu cred că se va întâmpla asta, însă eu încerc să învăț cât mai mult și să fiu cât mai bună în ceea ce fac, ca să am oportunitatea, când se va ivi, să mă pot mișca pe alt nivel sau altă companie, cine știe. Adică decizia ta e să faci ceva mai bine pentru tine, tot aici, în România, căutându-ți, în fapt, un salariu mai mare. Da, eu sunt o persoană care dorește să evolueze și să rămână în țară, pentru că dacă plecăm cu toții, ce mai rămâne aici? Nu mi se pare o soluție să lucrez în altă țară ca să trimit banii aici, să plătesc facturile. Ai spus așa, eu cred că se poate și aici. Ai spus când am început emisiunea că tu ești favorizată, privilegiată, că ai un salariu peste medie. Acum nu e nicio rușine. Dacă vrei, poți să ne spui ce înseamnă peste medie asta? Am menționat că 5.000 de lei. Să fim peste 5.000 de lei. 5.000 de lei. Deci cu 5.000 de lei te descurci dacă mai... Dacă mai ții, dacă mai ții și bunicile, 5.000 de lei să ajung în România. Aha. Bun. Ajung la limită și fără dorință de a avea copii sau alte, nu știu, dorințe, plăceri. Aha, fără copil. Ok. Deci ăsta e standardul de persoană singură. Îți mulțumesc. Tu ai setat standardul emisiunii. Hai să vedem cine se mai descurcă cu 5.000 de lei sau, dacă nu i-are, ce face. Salutare, Marius! Bună, Cătălin! Salut și ascultătorii Europa FM. Mie mi se pare așa un pic aiurea să fim săraci într-o țară bogată. Și partea asta cu subvenția care se dă de către stat mi se pare iar o chestie de vină pe care cred că guvernul undeva sigur o are. Nu știu aceste prețuri, care este temeiul în care aceste prețuri cresc. Adică sunt unii băieți deștepți care cumpără curentul ieftin și îl vând pe urmă scump. Asta e doar un motiv. Dacă te referi la curentul electric și la gaz, ăsta e doar un motiv. Consiliul Concurenței face chiar zilele astea o investigație în care vizează 26 de companii, dar nu e singurul motiv. El se datorează unui complex de factori interni și internaționali, plus revenirea din pandemie, ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba. Adică... Da, eu sunt de acord, dar atâta timp cât avem hidroelectrica, centrala nucleară de la Cernavodă, făcute pe vremea împușcatului, da? Nu văd ce amortizment, cum cresc prețurile în halul ăsta încât să ne ducă pe toți într-o zonă. Nu mai zic de resursele minerale care zac în pământ și nu reușim să le exploatăm sau așteptăm să vină alții să le ia. Da, e o parte săraci din fenomen. Suntem săraci, suntem săraci într-o țară bogată.
Și românul, să știți că se va descurca într-un fel sau altul, adică chiar cum? Și concerte mari și pe asta, pe asta se dă. Pentru că exact cum am stat atâția ani și ne-am obișnuit să subvenim un comunist și am îndurat nenorocirile mari decât scumpirile care... Acum nu mai e nimeni obligat să stea, dar spune-ne cum... Nu mai obligat, dar românul asta face, îndură, va răbda, va scoate din plapumă, din unde are bani și se va descurca. Adică tu, adică tu ai suta aia de euro, ești exact ca în bancul ăla care spunea, știi, ce face românul când n-are bani? Schimbă 100 de euro. Ceva de ce? Ceva tu de ai suta asta de euro în plapumă? Da. Și nu știu de cât ori o să mai pot să-l schimb, dar la un moment dat se va termina. Am înțeles. Și atunci așa se va scălta. Am înțeles. Ești dintre cei privilegiați, cum ar spune Alexandra, cea mai... Da, nu, nici asta nu-mi convine, că poate sunt privilegiat sau poate sunt... Pe mine mă deranjează, pentru că dacă România și populația sărăcește, nu va mai merge nimic, indiferent și ce business ai și așa, te gândești că la un moment dat undeva se va rupe și ne va afecta pe toți, indiferent dacă ești într-o poziție mai bună, mai privilegiată sau ai un business. Aici adică dau... te interesează ca... Sărăcia unei pături de populație, îți mulțumesc tare mult, Marius, din păcate nu ne auzeam foarte bine, sărăcia unei pături mari de populație, adică 7 din 10 români care nu pot merge de la un salariu la altul, duce la sărăcirea tuturor, pentru că toate serviciile vor fi mai proaste. Știți voi discuția pe care o purtăm la Deșteptarea României. De ce arată turismul din România așa? Păi arată din sărăcie. Ăsta este primul motiv. De ce lucrurile care vor veni aici vor fi mai proaste? Pentru că nu se vor vinde alea bune decât foarte rar. Ăsta este cel mai mare semn de îngrijorare pe care un guvern ar trebui să-l ia în seamă. Astăzi, domnul Câțu nu mai e de ajuns să spună, domnule, la noi creșterea economică, trebuie să o și vezi în buzunarele oamenilor această creștere economică. Ea este mâncată în momentul acesta de un val de scumpiri care vin atât din cauze interne cât și externe. Dar mai sunt și alte cauze și o să mai pomenim de ele în emisiunea asta. Lucian, ești la România în direct. Cum te descurci cu banii? Asta era întrebarea noastră. Bună ziua tuturor. Ce pot să vă spun este că e deosebire de acum 2 ani, când câștigam cu 20% mai puțin. Astăzi cred că trăiesc cu 20% mai prost. Eu v-am mai sunat dintr-un alt motiv, și anume să trag un semnal de alarmă, pentru că observ că se discută foarte mult de aceste subvenții legate de energie și de gaze. Dar nimeni nu vorbește despre faptul că peste 3,5 milioane de locuințe în România se încălzesc cu foc, cu lemn de foc. Și atunci, când ne uităm peste cifrele cu prețurile lemnului de foc, o să observăm că lemnul a crescut cu 30-40%. Acești oameni, în general, trăiesc în zona rurală și nu sunt ajutați de niciun fel de nimeni, nici de stat, nici de altcineva, să treacă iarna. Mai mult decât atât, dacă la gaz poți să plătești lunar acel consum, la lemn trebuie să-l plătești astăzi. Pentru că trebuie să cumperi lemn pentru toată iarna, undeva de 4-5 mii de lei, ca să-l pui deoparte, să se usuce și să ai ce să arzi la iarnă și cu ce să te încălzești. Ai pe cineva în situația asta? Nu, sunt aproape de acest sector. Înțeleg ceea ce se întâmplă. Mai mult decât atât, sunt și niște probleme legislative care limitează în această iarnă accesul la lemnul de foc. Și o să vedem că lucrurile vor fi foarte grave din punctul ăsta de vedere. Din fericire, eu trăiesc la oraș. O să fiu și eu ajutat de stat. Și eu fac parte cumva dintr-o pătură medie, pre-superioară, zic eu, din punct de vedere al veniturilor, și nu mă pot plânge personal. Dar ce înseamnă, din jurul meu, ce înseamnă că ești dintr-o pătură medie? Hai să vedem, de la cât nu te plângi? Vorbea Alexandra mai devreme, care fixase această cifră de 5.000 de lei de persoană, să zicem așa. Uh-huh. Ei bine, dacă ajungi cu familia în jur de 8-9.000 de lei, eu cred că te descurci și să-ți plătești o eventuală rată și să ai un copil și să trăiești așa cum ne dorim cu toții, să poți să-ți plătești taxele, să mănânci normal și nu să-ți faci mofturi sau așa mai departe. Eu asta cred că e media.
Asta înseamnă o pătură medie. Când începi să ai o mașină mai de lux, când începi să-ți faci concedii din străinătate, atunci deja trecem de limita asta și sunt, slavă Domnului, în România suficient de mulți oameni care își permit să facă lucrurile astea. Ei bine, dacă 13 milioane vor beneficia de această subvenție, înseamnă că ceva nu e în regulă. Înseamnă că acei oameni care de fapt își permit să plătească, vor beneficia de subvenție, ceea ce nu e corect. Da, e o discuție pe care am purtat-o, fără a avea un rezultat, a fost o egalitate atunci în dezbaterea noastră, dar guvernul a optat pentru această formă de ajutor în care spune el, ea va ajuta doar pe cei care au nevoie. Acum să vedem dacă în cazul veniturilor tale sau consumului tău te vei înscrie în tipul acesta de ajutor. Spune-mi, ție ți-a crescut salariul, ai aceeași perspectivă și pentru anul următor? Nu mi-a crescut salariul, am schimbat jobul. Dacă voi putea să merg înainte, cu siguranță o să o fac, dar asta este o chestie de conjunctură și nu știu dacă este posibil, mai ales în perioada asta, când totuși, să fim serioși, nu știu dacă cineva se aștepta să nu simțim o criză după această perioadă atât de dificilă și din punct de vedere pandemic și economic la nivel european. Adică, nu cred că, în afară de domnul Câțu, cineva se aștepta să trăim mai bine anul ăsta și anul viitor. Cumva, eu cred că trebuie să ne bucurăm atâta timp cât încă mai avem joburi și putem să ne plătim datoriile. Da, puțină bucurie în viață. Îți mulțumesc tare mult, Lucian. Cauza acestei sărăcii extreme nu trebuie căutată doar într-un loc. Noi, în România, avem un model greșit de dezvoltare, perpetuat în ultimii ani, un model care a oferit brațe multe și puternice de muncă, aici în țară și în străinătate, și un model în care statul român nu a știut să aducă valoare adăugată, nu a știut să atragă aici sau să promoveze acele afaceri care pun și minte și mașinării și mai puțin brațe la contribuție. Suntem exportatori de muncă și de produse nefinite și cumpărăm, exact știți cum e, ca la sucul de mere. Trimitem merele în Germania sau în Polonia și ni se întorc sub formă de suc aici. Cu greu inventăm să-l facem noi, ca să dau un exemplu. Salutare, Cătălin! Astăzi vorbim la România în direct cu ascultătorii noștri despre cum urmează să treacă perioada asta dificilă financiar. Ce ne spui? Bună ziua, Cătălin! Bună ziua, ascultătorilor Europa FM! N-aș putea decât să încep prin a spune că vina ne revine tuturor. Când au fost acele alegeri, 40% ne-am prezentat. Nu am știut să ne alegem oamenii competenți care să aducă bunăstarea. Am ales oamenii incompetenți care n-au făcut decât ce a făcut și guvernul Boc și ce au făcut și celelalte guverne. Clasa politică deja este sub limita inteligenței, aș putea spune. Dar cum să fi făcut? Stai un pic. Bun, e ușor să dăm vina și pe ei, ne ducem la ei. Ce trebuia? Nu dăm vina pe ei, dăm vina pe noi. Pentru că nu ne-am dus să votăm oameni competenți. Oameni care să vină și să aducă prosperitate pentru români. Nu pentru doar pentru clasa politică unde și-au mărit salarii, venituri. La noi salariile au rămas aceleași de ani de zile, comparativ cu prețurile. Da, au crescut salariile față de acum 4 ani, dar haideți să ne uităm la prețuri. Deci avem aceleași salarii. Dacă 70%, da, din marea industrie care se spune că au adus-o și trăiește cu un salariu minim pe economie, o întrebare: ce au făcut din acea creștere economică de la 4% de la un guvern politic care a picat și am ajuns la 7% la un guvern care este acum și e tot... Știi bine ce au făcut. Plătesc pandemia, adică plătesc costurile pandemiei cu această creștere și plătesc costurile unor reforme pe care nu le-au făcut. Știi bine ce au făcut cu asta. Ok, bun, dar după... Și bine că suntem încă în pandemie, corect, bun. A fost mai rău anul trecut, corect, că s-a închis Horeca. Ce au făcut anul ăsta ca să susțină Horeca?
N-au făcut nimic. Dar cum n-au făcut nimic? Au făcut cel mai important lucru. Au lăsat-o deschisă. Și au lăsat-o deschisă cu niște reguli pe care nu multă lume le-a urmat. Corect. Adică i-au dat cel mai mare ajutor. Că putem le-au dat un ajutor lăsând-o deschisă, dar nu au venit cu un ajutor suplimentar. A, cu bani? Da, au spus că sunt ajutor. Deci n-au venit... Cea mai mare ratare a guvernului Câțu și a stimabililor de la USR Plus este ratarea celor programe de acordarea banilor în mod direct către antreprenorii români. Da. Asta vorbesc și asta se vede și în creșterile de prețuri. Și cum vă explicați că pe timpul pandemiei, dau un exemplu, motorina era 4 lei și acum când a început să se miște, motorina e 6 lei. Păi, firesc, așa, asta e ușor de explicat. Asta, când stăteam cu mașinile în poartă și în garaje, nu era cerere de motorină. E, acum când se mișcă roata, treburile merg, se scumpesc. Aici ai de înțeles. Corect, da. Vreau să vă spun că totuși am avut oarecum o experiență să stau afară și am văzut că, de fapt, înainte de sărbători, prețurile scădeau. Da, deci, la noi e tocmai invers. Păi, da, asta bun, eu zic doar atât. De vină suntem noi, populația, că nu am știut să alegem oameni competenți. Da. Cam asta e. Nu dau vina nici pe ei, pentru că au ajuns acolo și s-au văzut cu niște funcții peste noapte, oameni care habar n-au de matematică, habar n-au de economie, habar n-au de nimic. Și mai curând n-au vizionat. Da, mulțumesc. Îți mulțumesc. Cătălin, spor la treabă. Faptul că antreprenorii din România nu sunt cea mai puternică clasă economică de aici, e o vinovăție a mai multor guverne. Noi nu am reușit să încurajăm acele companii din România care să țină aici valoarea locală, să facă produse finite, să strângă oamenii muncitori din zonă și sigur că pare și o favorizare a marilor companii care s-au descurcat mult mai bine în România decât cele românești. Și ele au tras o parte din salarii în sus, dar nu atât cât trebuie. Ion, salutare! Ești la România în direct. Cum te descurci cu banii? Salutare! Vreau să spun că vin cu, să zic așa, o experiență de 8 ani în care am fost în Germania. Sunt în luna mai întors în România. Uh-huh. Și mă descurc. Adică dacă vreau, mă descurc. Și cred că asta poate să facă mulți români. Ia, explică-ne. Adică ne putem recalifica, ne putem lua și al doilea job. Putem să acceptăm treaba asta și să nu ne mai gândim atâta la chestii politice și la prea multe numere. Hai să vedem ce facem în privința asta, să trăim mai bine. Adică cred că suntem totuși un popor care ne dorim să ne vadă lumea ce mașină avem, să ne vadă lumea cum trăim, ce televizor mare avem sau așa mai departe. Adică, cred că și în Germania sau în alte țări europene se practică chestii de genul ăsta cu statul, când ajută statul oamenii. Și e cumva normal, adică cei care nu pot să nu-și permit și nu reușesc, da, sunt ajutați de stat. Mi se pare că, la urmă, mai cred că e un privilegiu. Când a mai fost atâta populație ajutată de stat? 13 milioane deodată, nu știu, doar în București, când ni se plătește subvenția la căldură și suntem vreo 2-3 milioane care stau la bloc. Deci tu ai două servicii ca să te ajungi cu banii sau cum faci? Ce, da, am două servicii, poate chiar și mai mult, să spun așa. Adică serios? Fac tot ce pot ca să câștig cât mai mult, ca să am cât mai mult și să pot răzbi. Și te ajungi de la un salariu la altul cu două servicii? Da, eu și cu iubita mea împreună, lucrează și ea. Uh-huh. E adevărat că momentan locuim cu părinții, dar și lucrează, deci toată lumea lucrează în casă. Nu toată simți, lumea se zbate. Nu simți că e o povară acum cu toate scumpirile astea? Nu neapărat. E un prag mai greu, e clar. Trebuie să recunoaștem că e un prag mai greu și din cauza pandemiei care a fost. Este clar, este peste tot greu, nu doar la noi este greu. Chiar scria cineva pe Facebook din Germania că și acolo benzina și motorina sunt destul de scumpe și că nici exact. Acolo viața nu e ușoară. Exact. Am fost acolo și am câștigat poate 2500 de euro, dar cu ce m-am ales? Că la ce am ajuns
se câștigă acum aici, dar acum sunt acasă. Acolo plăteam o sumă destul de bună pe chirii și pe mâncare și pe banii care îi plăteam pe chirii și pe mâncare acolo și pe alme întreține, în tot salariul pe care l-am aici, poate. Și nu trebuie să plătești, adică e cu totul altceva. Deci trăiești mai bine cu... Care... Spui așa, că da, trăiești mai bine cu 2500 de euro în România decât în Germania. În România câștig undeva pe la 3000 de lei. Uh-huh. Păi, ai plecat de la 2500 de euro, ai venit la 3000 de lei? Am plecat de la 2500 de euro, după cum vă spuneam, și de acolo, de fapt, 1500, să zic, că îmi rămânea în buzunar. Ok. Plus minus. Că restul era, mergea pe chirie și pe mâncare. Așa îmi rămân cu 3000 și un pic aici, 3000 de lei, dar sunt acasă. Uh-huh. Nu sunt neapărat un patriot, dar, cum a spus și cineva mai devreme, dacă plecăm toți, cine mai rămâne aici? Da. Cine mai plătește impozite? Rămân eu să fac emisiune, că sigur sunați și din străinătate, exact, după cum am foarte bine. Îți mulțumesc tare mult, îți doresc spor la treabă ție și familiei tale. Păi, da, asta e omul, sfințește locul, știi? Îi pune, când nu se mai descurcă, avem două variante în fața aici, în România. Ori schimbăm 100 de euro, după cum ni s-a spus, ori mai căutăm o slujbă ca să ne ajungem. Elena, salutare, ești la România în direct, bănuiesc că tu ții banii familiei. Bună ziua, da, ați ghicit. De obicei, femeile cred că sunt cu gestionatul banilor. Acum, treaba asta cu mă descurc e relativă. Hmm. Rămâne învățat și cred că așa au fost educat să se descurce, cum poate. Dar spuneți dumneavoastră dacă eu, sau soțul, cu familie, cu doi copii, putem să luăm al doilea job. Când mai trăim? Când mai ne mai vedem copiii crescând? Când îi mai ajutăm? Când mai suntem alături de ei? Când mergem într-un concediu? Și chestia asta că îmi iau două joburi și o duc bine, da, pentru că n-ai copii, n-ai rate, n-ai atât timp cât ai doi copii, o rată la casă, cheltuielile cresc continuu, o franzelă de 400 de grame e 4 lei, o sticlă de lapte de un litru jumate e 12 lei. Când te duci la cumpărături și lași 500 de lei pe un coș de cumpărături și ai constatat că ai luat o plăsuță... Am văzut și eu chestia asta, da. M-am îngrozit. Îți vine să plângi. Îți vine să plângi. Și zice că suntem țara care folosim cel mai puțin săpun, cea mai puțină pastă de dinți. Deci... sunt lucruri elementare, lucruri de bază, lucruri care țin pur și simplu de nevoile fiziologice a unui om, de a mânca, de a se spăla, de a se îngriji. Dar sunt oameni care nu și le permit. Chestia că sunt favorizat sau că sunt, o duc bine, putem să ne referim și la zona din care facem parte a țării. Pentru că una e să câștigi 5.000 la București, una e să câștigi 5.000 de lei la, nu știu... Ziceți dumneavoastră ce alt oraș din provincie? Zi la Vaslui, că eu acasă mă gândesc. Era pe limbă, dar n-am vrut. Zi, de ce? Dar nu e nicio jignire. Pentru mine e chiar o mândrie. La Vaslui, cu 5.000 de lei, cred că o dai mai bine, părerea mea. Adică, cred, de asta zic, că depinde foarte mult și zona unde trăiești cu 5.000 de lei. Eu nu câștig 5.000 de lei, câștig 3.000. Plus de alta, salariul meu e același de 3 ani de zile. Da. Perspective să se mărească? Adică mai stați și voi de vorbă la muncă cu patronii sau poate ieși la stat? Ziceți, băi, fraților... Nu sunt. Deocamdată nu este, nu se poate, nu sunt. Am înțeles. Îmi pare rău să aud. Și soțul tău lucrează și el, nu? Adică... Și soțul meu, da, a lucrat și el până acum aproape lună de zile. Acum a plecat din țară și sper să mergem și noi. Păi, uite... păi stai, că tu n-ai început cum trebuie. Păi zi așa. Schimba și noi 100 de euro în viața. Deci soțul tău a plecat. Aveți schimba 100. Am înțeles. Deci soțul tău, ca să rezolvați situația asta, problema, a plecat din România și urmează să plecați și voi. Păi ai lăsat vestea la sfârșit. Da, pentru că era culmea să zic că mă descurc cu 3.000 de lei. 3.000 ai soțului și așa mai departe. Și soțul trimite bani, soțul trimite bani din străinătate, da, asta înțeleg. Da, deocamdată. Nu mai trimitem, să trăim acolo unde să mergem. Chestia următoarea, părinții mei, de exemplu, trăiesc două persoane cu 1.800 de lei, o pensie. Da, deci asta se întâmplă. N-au rate, n-au copii, n-au. Și totuși, e greu. E de la limită. E la limită de la o lună la alta, cu abțineri de la foarte multe lucruri, adică nu mâncăm la restaurant, gătim acasă, ne poftă de pizza, ne facem pizza,
ne cumpărăm făină și ne facem pizza, ne poftă de un suc, avem sirop cu apă și uite așa. Și multe, multe chestii care nu mi se pare normal să te abții. A, că nu ne schimbăm telefoane, ghinion, nu știu dacă asta e de bună stare să ai un telefon. Dacă soțul tău nu pleca, de fapt nu vă descurcați. Eram la foarte mare limită. Adică eram la limita în care, Doamne, îți mulțumesc că a venit pandemia, n-avem nicio nuntă, n-avem niciun botez. Știți? Adică dacă ai un eveniment, ți s-a dat peste cap bugetul. Dacă am mers în concediu, am trebuit să punem pe listă, efectiv, până în ultimul bănuț, ce ne costă transport, ce ne costă cazare, ce ne costă mâncare și nu ne abatem de la nimic. Pe ceva de genul. Tăi, părinților tăi le mai dai vreun bănuț pe lângă ce au ei acolo, 1800 de lei? Da, mai ajut. Îi mai ajuți tot din 3000? Da, ajutăm. Am înțeles. Când? Ajutăm când? Pentru că trebuie să trăim tot și să... Când pleci? Când e momentul să pleci? Păi, sperăm la anul. După ce termină copilul clasa 4, să putem să... Să putem să-l integrăm cumva dintr-un ciclu nou de școală. Sper. Da. Sper și îmi doresc. Îmi pare rău că plec și părinții mei au fost plecați și eu am crescut singură, fără părinți. Mă rog, singură. Am crescut cu euro, schimbam 100 de euro, dar n-aveam părinții lângă mine. Și am dus probabil o viață din punct de vedere financiar bună, dar să nu ai părinții lângă tine în momentul în care termin facultatea, să nu ai părinții lângă tine în momentul în care fratele să termină bacalaureatul și m-am dus eu să susțin și să fii, nu știu, e greu. Eu înțeleg toți copiii care trăiesc cu bunicii sau singuri sau... Eu mi-am crescut fratele în clasa 8-a până la 12-a, după care el a plecat acolo la ei și eu am rămas între aici. Și au venit după 11 ani, dar nu... Ce mai placă? Nu au încă vrut să intră beneficiat de pensie de acolo. Da. Au lucrat foarte mult la negru pentru că nu-ți fac contract de muncă dincolo, pentru că și patronii acolo sunt la fel de șmecheri ca și cei de aici. O să facem o discuție și despre asta. Elena, îți mulțumesc și te îmbrățișez. Baftă acolo unde pleci. Uneori emisiunea asta te deprimă așa dacă te gândești. Uite, încă unul dintre noi care pleacă și mulți dintre voi, prea mulți dintre voi mi-au spus anii ăștia la emisiune că se pleacă și că, de fapt, asta e pentru o grămadă de român salvarea. Mihai, salut, ești la România în direct. Salut, Cătălin. Nu știu cu ce să încep și cum să explic. Toți interlocutorii dinainte au fiecare dreptatea lui, dar eu i-aș întreba pe doamna dinainte, are doi copii acum, cât timp a făcut liceu, cât timp a făcut facultatea, a avut un job, ca să se gândească pe viitor că vor veni doi copii și că vor trebui să stea lângă copiii ăia să-i crească, ca să nu treacă prin ce a trecut ea cu fratele ei, nu s-a gândit. La celălalt interlocutor care zicea că are 5.000 de lei și nu se descurcă cu ei, cât timp a fost până în 25-30 de ani, s-a gândit că vor veni vremuri la 45-50, că nu va mai putea lucra două joburi sau nu va mai putea lucra 12-14 ore pe zi și atunci să-i vină de undeva bani? Totul ține de educație, Cătălin. În primul rând, noi nu avem educație să ne gândim pentru zile grele, să punem ceva deoparte, să facem o investiție. Și să o spun din experiența mea. Tatăl meu toată viața a băut, a divorțat de mama mea la un an. A crescut mama 4 copii educatoare. 4. Eu să termin liceul, lucram noaptea ca să termin liceul. Și acum am ajuns, am avut și 80 de angajați, am 8 acum și am ajuns să pun 10.000 de euro în fiecare lună deoparte, Cătălin. De ce? Pentru că n-am plecat în America, n-am plecat în Germania, am stat aici și am muncit. Da. Dar pentru asta ai și niște calități și dedicație și hotărâre. Nu toți oamenii sunt construiți bun, astfel. Bun, dar un altfel problemă, altfel, Cătălin. Altfel ați fi toți patroni. Bun, Cătălin, am 10.000 de euro în fiecare lună care îi pun deoparte. Am plecat ieri dimineață de acasă, sunt pe drum, am oprit acum de la Brașov, mă duc către Cluj, pentru ca treaba să iasă cum trebuie, adică să fie calitate la servicii. Mi-am dat cumnatul afară de 2 luni de zile, că nu a fost la stand după 4-5 ani lucrat la mine, că nu a ținut standardul la firmă, n-a ținut calitatea.
pentru că vreau în continuare să ofer servicii de calitate, că în momentul în care ofer servicii de calitate, îți iei banii câți vrei. Da, eu sunt de acord cu tine. Da, sunt de acord cu tine. De asta v-am întrebat și v-am spus că suntem toți și mulți în situații diferite. Nu toată lumea se poate descurca ca tine, dar este ceea ce apreciez eu foarte tare în această țară, oamenii ca tine care muncesc de li se tocesc pantofii. Da, știu că voi duceți România înainte. Bun, dar de ce muncesc, Cătălin? Pentru că la 40-50 de ani nu aștept ca statul român, Câțu, Cătălin, Iliescu, Georgescu, care vrei tu să-mi dea pensie. Că eu am cotizat poate 1000 de lei în fiecare lună și aștept ca el să-mi dea 3000, 4000, 5000 de lei. Ca eu să stau. Dar eu cât timp am lucrat, am pus ceva deoparte, am fost în stare să cumpăr un apartament, să cumpăr la bursă niște acțiuni, să fac ceva, să mă gândesc, mă, oameni buni, ajung la 50 de ani și nu o să reușesc să mai muncesc. Nu. Și totul ține de la copiii noștri. Dacă noi nu îi învățăm, nu ne dăm o educație financiară, nu vor reuși. Și îți dau exemplu fiicei mele. Fiica mea în clasa 5-a nu are telefon. Toți colegii ei au telefon. Merge la școală privată. Îți dai seama că în toată săptămâna ta, de ce nu-mi iei telefon? Păi, o să iei. Nu zic că e un lucru rău. Nu zic că e un lucru rău. Dar i-am spus, adună-ți bani și cumpără. Să știi, Mihai, mi-ar plăcea la un moment dat să te cunosc și să lucrez cu tine. Cred că noi doi ne-am înțelege foarte bine, mai ales că am avea de învățat unul de la altul. Îți mulțumesc tare mult, căci omul hotărât 10.000 de euro pe lună. Păi mă bucur că sunt și români de succes. Rareș, salutare, ești la România în direct. Mulțumesc pentru răbdare. Salut, Cătălin. Tu cum te descurci? Eu mă descurc tot așa cu două joburi, dar dăm voie să îi dau dreptate pe de-o parte interlocutorului de dinainte cu educația financiară, dar să nu-i dau dreptate pe altă parte, că tot patronii nu plătesc și ei nu vor să dea bani mai mulți. Că din câștigul ăla de 10.000 fac pariu că a plătit un muncitor cu 3.000 de lei salariu. Da, uite, observație. Din care omul de rând nu se descurcă cu banii. Cu doi copii acasă și cum am mai vorbit și... Tu zici așa și mulțumesc pentru această abordare. Păi despre ce vorbim? Da. Patronii nu plătesc. Ei tot își cumpără Q7, își cumpără BMW-uri, dar nu e reclamă. Tot își investesc banii în mașini și în alte chestii, dar de sclavul de rând nu vede nimeni. Adică, nu e prețuit absolut deloc. Tu zici că societatea ar trebui să funcționeze așa. Domnule, mai reduceți din profiturile alea mari, că nu trebuie 10.000 de euro pe lună, dar cu 5.000 de euro te descurci și ai calitate mai mare și mai bună a lucrătorilor tăi din firmă. Ei cer și calitate pe bani puțin. Nu va exista asta niciodată și nu o să meargă. Și tocmai de asta nu merge treaba. Nici nu vor să plătească. Asta este problema. Și cred că poate se vor trezi la un moment dat și statul român, că este nevoie de o mare reorganizare. Reorganizarea cred că va salva România. Așa. Părerea mea, pentru că sunt în toate domeniile ale statului în care dorm oamenii acolo. Efectiv dorm. Intri într-un birou și sunt 6 oameni care stau, care plătești tu ca privat, tu ca și antreprenor. Spune-mi, cu două servicii, două joburi, cum ai tu, mai ai depus ceva bani deoparte sau ești de la salariu la salariu? Nu, cu două joburi pui bani deoparte, asta e clar, pe muncă multă, dar pandemia mi-a afectat și mie activitatea. Am rămas doar cu unul, să zic așa, celălalt mai puțin, din domeniul Horeca. Ok, și... Te descurci de la unul la alta. Te descurci de la unul la alta. Planul făcut, ce cumpărăm, ce facem, cât cheltuim. Am înțeles. Mulțumesc. Cu doi copii? Și cu o rată bănuiesc, nu? Și cu o rată, da. Și cu o rată. Asta e viața noastră. Mulțumesc tare mult! Sebastian, îmi cer scuze. Azi nu mai avem vreme, dar sigur ne vom auzi data viitoare, căci... Povestea asta ne va însoți foarte multă vreme de acum încolo. Vedeți voi, România muncitoare, după atâția ani,
parcă nu avea voie să treacă prin situația asta în care trebuie să muncească de la salariu la salariu. Și prea mulți dintre noi nu se ajung cu banii de la o lună la alta. Și ar trebui să gândim ceva ca lucrurile astea să se schimbe. Ori să facem altfel de afaceri, ori să muncim mai bine, ori să nu se mai fure acolo unde se fure, ori să vedem dacă investițiile astea de la Uniunea Europeană vor aduce un beneficiu și în buzunarele noastre. Eu sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici, spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.